Moisescu, e vorba de ediția Patula, care a apărut anul trecut la editura Elma. Aceasta este cartea. Salutăm cu multă căldură pe oaspeții noștri, sigur că doamna Ramona, pe părintele Protopop al Biciu, pe părintele reverendisimul părinte Ciocu Fazocoș, pe prietenul și fratele nostru, domnul inginer Ivan Bloc, e vorba de Monsignor Angelo, vicarul general, și mai este și părintele Gal, și m-aș fi bucurat dacă mai era un scaun. Atunci se vede de bine. De asemenea, vă salutăm cu multă căldură pe toți cei prezenți, o bună parte dintre coriști, surori călugărițe, că mai sunt și buni credincioși. Cum vă spuneam, doamna Ramona Băluțescu este autoarea acestei lucrări, este ziaristă de profesie, dar eu tot eu ne spun profesor, pentru că are multă îndemână la a scrie și a transmite mesaje și a învăța și pe alții. Conținutul acestei lucrări sunt în principal articole publicate în ziarul Timpolis și Oradea Press, dar și altele care nu au fost publicate încă. Lucrarea este deosebit de interesantă, bogată în evenimentele religioase din Banat și prezentate într-o formă literară de excepție. Subiectul principal este Înaltea Sfinția sa Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului de memorie, trecut în urmă cu trei luni la cele veșnice, de asemenea aducerea în conținutul cărții acesteia, se vorbește pe multe pagini despre martirajul Bisericii Greco-Catolice, aducerea osemintelor episcopului Ioan Bălan de la București, de la cimitirul Ghelu și depuse în masa altarului Catedralei noastre de Lugoj. Despre, tratează sigur multe subiecte, despre întâlnirea mea cu Papa Francisc, prezența catolică la funeraliile Mitropolitului Corneanu, speranța Banatului în venirea unui nou mitropolit, care deja era articol înainte de a apare mitropolitul actual, în presenția sa, Ioan. Cartea domnului Băluțescu este presărată cu multe critici la adresa unor persoane, dar aceasta este o problemă personală și o problemă de ziariști, care sigur sunt multe, de multe ori contestați. Aș dori să subliniez și să lămuresc căci conținutul lucrării nu este pentru toate și poziția bisericii noastre greco-catolice, dar este libertatea omului de a exprima gândirea pe căruia după libertatea de gândire. Pentru noi, sigur, Mitropolitul Nicolae Corneanu a fost un frate drag care a fost sincer față de Biserica Română Unită și a reparat daunele din acest teritoriu. A predicat chiar în catedrala noastră, la întronizarea mea sau cu ocazia funeraliilor episcopului Ioan Proscar. Totuși, o casă.
carte care vorbește și care este și poziția Bisericii Greco-Catolice, este vorba de o altă carte pe care, din mila lui Dumnezeu, am reușit să o scriu. E vorba de ecumenismul, drumul spre unitate creștină, și aceasta este a noastră scrisă de noi. Noi o felicităm cordial pe doamna profesoară, pe doamna Ramona, pentru lucrarea asta care e foarte bogată și care are un cuvânt introductiv scris de preasfințitul Virgil Bercea, foarte frumos, sigur, care și dânsul l-a cunoscut foarte bine pe mine.